Stăm de vorbă cu? Domnul Lihu Zorlescu Titu. În ce calitate? De asociat unii la SC Zorlihu SRL. În sesizarea care ați făcut-o către noi, către presă, ați retierat faptul că sunteți victima unor abuzuri venite din partea agenților de la circulație, la Poliția Târgu Cărbunești. Spuneți pe larg. Din jumătatea 2012 și până în prezent, agenții de poliție Câstea Livru Grigore și Manica Adrian am fost sancționat de peste 1,5 miliarde abuziv, în mod repetat, mai mult ca atât, folosesc același martor din anul 2013 și până în prezent, anul 2016. Cum se numește martorul? Câmpeanu Ovidiu Marian. Acesta este lucrător la un PECO la Târgu Cărbunești, la ieșire din Târgu Cărbunești, care este în legătură și acesta cu acestea care probabil împart veniturile pe care le deci favorizează o firmă, SC Autotehnic SRL, care pleacă chiar sub privirea lor, când vor ei, la orice oră vor. N-au program, nu au nimic și pe ei nu îi opresc și mai mult ca atât mi-a spus că îmi va desfința firma și m-a terminat cu tot după piață. Chiar mie personal, chiar și la angajații pe care i-am avut. Mi-a suspendat permisul 1,000 de ori angajaților pe care i-am. A bătut un angajat al firmei care a fost dus de urgență la spitalul Târgu Jiu și posedă certificat medical 7-8 zile certificat medical. A fost internat la urgență. Acest șofer a plecat că n-a mai suportat. I-a fost frică. Da, i-a fost frică și punea în vedere să plece de la firma care lucra, că el o va termina. Joacă la jocuri de noroc, împrumută bani de sume mari la unii pe strada pieții Târgu Cărbunești, joacă la jocuri de-astea de noroc, păcănele de-astea, bagă-te 70 de milioane, 100 de milioane, sume imense. Cine joacă? Agentul de circulație? Agentul Câstea Liviu Grigore. Da. Cum am înțeles și am văzut și din... I-a fost mașina luată de... Că tot așa lua bani lua bani cu camătul, nu știu cum făcea, și i-a luat mașina pe proprietate personală, i-a luat-o pentru că trebuia să dea banii pe care îi lua. Pentru asta e presat, el trebuie să facă să ia bani de la firma asta Autotehnic, ca să e presat, ca să-și acopere găurile pe unde le are. Și din cauza aia sunt sancționat pentru 2-3 minute în trafic, fără să fiu oprit. Doar primesc amenzi la sediul firmei, acasă. Fără să mă oprit în trafic, primesc amenzi. Amenzi după amenzi. Numai luna a trecut în luna asta, în 2016, luna 12-a și a 10-a, 400 de milioane am primit amenzi de la acesta. Cu scopul ca să vă elimine pe dumneavoastră după piață? Da, cu scopul ca să ne elimine, da. Da. Să rămână Autotehnicul. Da, să rămână firma Autotehnic, care pleacă chiar sub privirea lor, chiar să salută, chiar fac... Sunt în legătură mare cu această firmă. Cu ceva timp, colegii mei au mediatizat pe un post de televiziune faptul că un șofer de la Autotehnic v-a lovit, a intrat în mod intenționat. Da, a fost lovit în 2012, lovit de două ori cu aceeași mașină, în același loc. Mașina a fost făcută praf. Nu s-a luat nicio măsură. S-a clasat dosarul. Și au vrut să vă omoare. Da, au vrut să mă omoare. Da. Dumneavoastră spuneți numele și Patrona calitatea. Florin, și am fost angajat la SC Zorlihu SRL și pe perioada asta în care și pe mine mă oprea de atâtea ori agentul Cârstea, mi-a dat amenzi destule, care oricum depășesc în jur de 80-90 de milioane, care mi-a fost din cauza asta poprit și conturile din bancă din cauza amenzilor. Și în ultimul timp, mai exact anul trecut când lucram, de repetate rânduri îmi spunea și el și coordonatorul de Autotehnic că să caut de muncă, să plec de la firma Zorlihu, deoarece o va termina, o va desfința. Dumneavoastră, cum am înțeles, a spus și bătut de da, către agenții. Da, am fost de către agentul Cârstea Liviu Grigore, am fost la urgențe la Târgu Jiu, am certificat medical pe 7 zile de vizite medicale.
cum te-ai nu am putut de la volan, cum... Atunci când asta m-au, deci pentru simplu fapt că n-am, că am refuzat să cobor de la volanul mașinii de serviciu, m-au tras forțat, m-au târât pe jos, m-au băgat în mașina lor forțat, mi-au luat telefonul mobil din mână, mi-au rupt hainele, este și filmare făcută de atunci, publicată chiar și pe internet pe gorjanu.ro, se găsește și la ora actuală. În ce an s-a întâmplat fapta? În 2016. În 2016? Da. Da. Și aveți certificat medico-legal, da. Ați fost la spital? Da. Câte îngrijiri medicale aveți? 8 zile. 7 zile. Da, 6 zile. Și v-ați adresat cu plângere penală parchetului? La parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, exact la domnul procuror Părăușanu. Și dosarul este... Se află la dânsul. Se află la dânsul. Da. E în curs de cercetare? Poftim? Dosarul e în curs de cercetare? Da. Mulțumim!